Din cei aproape 800 de copii cu dizabilități aflați în evidența compartimentului de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 451 sunt copii diagnosticați cu întârziere mentală. De cele mai multe ori, boala este asociată și cu alte diagnostice, precum tulburări hiperkinetice, nanism, parapareză spastică, tetrapareză sau epilepsie. Numărul cazurilor de copii încadrați într-un grad de handicap ca urmare a stabilirii diagnosticului de întârziere mentală, gravă, profundă, medie sau ușoară, a crescut constant în ultimii 4 ani. În anul 2012 erau înregistrate 349 de cazuri, numărul a ajuns la 425 în anul următor, iar în prezent sunt 451 de cazuri. Părinții care depistează manifestări bizare la copiii lor și care pot duce la suspiciunea că aceștia ar putea avea o întârziere mentală, manifestări precum întârzieri în dezvoltarea limbajului verbal sau întârzieri în dezvoltarea neuropsihomotorie, trebuie să se adreseze imediat unui medic specialist. Copiii încadrați într-un grad de handicap primesc în prezent alocație de stat dublă, în cuantum de 84 de lei pe lună. În funcție de gradul de handicap, copiii beneficiază de buget complementar, cuprins între 39 și 106 lei, iar cei încadrați în grad de handicap grav beneficiază și de plata unui asistent personal. În ceea ce privește vârsta copiilor încadrați într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticului pe care l-au de întârziere mentală, mai mult de jumătate au vârsta cuprinsă între 7 și 13 ani. 78 de copii au sub 6 ani și 134 peste 14 ani. Copiii provin atât din mediul urban, 43%, cât și din mediul rural, 57%.